Aș zice că e o agendă, nu? Sau o carte îmbrăcată în piele. De fapt, este liderul celor de la Sony. Viitorul cărților. Foarte frumos, liderul așezat într-o copertă. Nu cred că e de piele, dar cred că poate să fie de piele. Foarte mișto. Hai să vedem. Om. Ce avem noi? Să continuăm să citim. Biblioteca. Notițe. Colecții. Putem chiar să facem memorii. Să scriem pe mână. Și altele. Hai să facem o carte de bibliotecă. Ce să alegem? A, una care îmi place mie. Cei trei mușchetași. În francez. Zicem că mă dor ochii și nu pot să citesc, da? Hai să mari, să micșoră. Fontul care e scris. Rămânesc. Prea tare. Un M. Da. Ok. Continuăm să citim, hai să dăm altă pagină. Foarte, foarte tare, chiar interesant. Iar fondul luminos seamănă cu o hârtie. Hârtie unei cărți. Ca să ne transpună cât mai multe numele toate. Deci, este vreo câțiva ani, copiii noștri se vor și doar face ceva la școală. Și nu numai că vor căra o carte, ci vor duce cu ei biblioteca întreagă. Așa că profesorii poate să ne asculte la orice. Din orice carte ar vrea ei. Visul oricărei profesoare de română. Cușmarul elevi. Super tare.